Bun găsit, dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pierdere și transformare, cum să gestionăm momentele dificile din viața noastră. Astăzi alături de noi este Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ. Vorbim despre ceea ce înseamnă pierdere la modul general, bineînțeles, dar și într-un mod mai specific, raportându-ne cumva la perioada pe care o traversăm, la pandemie, la obiceiurile oamenilor înainte de pandemie și iată în timpul pandemiei, pornind de la o recomandare de carte, așa cum facem întotdeauna, dragi cititori, un autor și o carte foarte dragi nouă, despre care am mai vorbit ori de câte ori am avut ocazia, pentru că este un autor extrem de important. Este vorba despre Daniel Siegel, Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie. Așadar, aș vrea să mă refer un pic și la zona aceasta despre care se vorbește foarte mult și e bine că se vorbește în ultimul timp, despre neuroplasticitate, despre faptul că creierul nu este un organ static, da? Cum noi oamenii evoluăm, cum ajungem să îmbătrânim, cum ne schimbăm obiceiurile de viață. Dar toate astea cumva coroborate cu perioada actuală, aș vrea să vedem cum ne raportăm noi la ceea ce înseamnă o pierdere, dar cum ne raportăm și la noi înșine. Cine eram noi înainte de pandemie? Cine suntem noi în timpul pandemiei? Vom vorbi și despre cât de importantă este psihoterapia, terapia în contextul actual, când foarte multe persoane care au pierdut atât persoane dragi, prin decesul acestora au pierdut joburi, relațiile de cuplu s-au deteriorat, relațiile cu părinții noștri poate s-au deteriorat sau cele cu copiii, prin prisma acestei provocări de a sta de dimineață până seara cu ei. Ce s-a întâmplat cu oamenii în această perioadă? Păi cred că s-au întâmplat toate lucrurile dintr-o dată, nu toate schimbările. De fapt, cumva, noi suntem mereu în schimbare, indiferent ce se întâmplă. Eu vină puțin. Cățelul, îmi cer scuze. Hai, bine. Și până și animalele de companie s-au schimbat cu noi în casă tot timpul. Oprește-te puțin. Hai, vin aici. Are o jucărie. Uite, de exemplu, asta este o schimbare. Chiar mă gândeam zilele trecute cum gestionează oamenii toate ședințele astea în Zoom cu copii, cu animale, într-un context în care înainte totul era destul de viața profesională se întâmpla la birou și viața personală era acasă. Dintr-o dată acasă a devenit un spațiu care este, apropo de schimbare, este multifuncțional. Are și, e și grădiniță, și școală, și birou, și telemuncă, și tot. Și toate la Jung, e aici. Da, totul s-a întâmplat, totul s-a schimbat și este foarte multă pierdere, de fapt. Dacă e să ne gândim adaptarea la ceva nou, întotdeauna implică pierderea a ceva. Chiar dacă acel nou este de dorit, nu este cazul acestei pandemii, pentru că nimeni nu și-a dorit-o sau cred că nici nu a așteptat-o. Și deși poate să aducă, sau pentru unii oameni schimbările sunt benefice sau s-au întâmplat niște lucruri pozitive în tot contextul ăsta, există o pierdere foarte mare modului în care funcționam, a relațiilor pe care le aveam, a ceea ce era important în trecut. Da. Sunt stresată din cauza zgomotului, că altfel l-aș lăsa în pace, să nu se audă. Bun. Pierderea ne scoate cumva, sau pierderile pe care le avem, ne scot cumva din zona de obișnuință, de familiaritate, chiar am putea spune din zona de confort, pentru că oamenii
Oamenii au o rezistență la, la schimbare. Dacă să spunem că... Spune. Mai degrabă decât o rezistență la schimbare, oamenii au o frică de a pierde siguranța. Că de fapt asta este pierderea cea mai importantă și necunoscutul adesea vine cu o doză de, adică noutatea, tot ce înseamnă ceea ce nu știm sau nu am trăit încă, vine cu o doză de complexitate și nesiguranță și de regulă rezistența noastră este datorată faptului că ne este frică că nu o să ne descurcăm sau că nu avem resurse sau că lucrul posibil care s-ar putea întâmpla este mai degrabă negativ decât pozitiv. Iar asta are legătură cu modul în care a evoluat creierul nostru, care este setat să ne facă să supraviețuim și atunci noi suntem cumva construiți la nivel psihologic să supraviețuim, să fim atenți la lucrurile negative care s-ar putea întâmpla, nu la pericolele care ne-ar putea pune viața în ar fi o amenințare la adresa vieții noastre și cum anume să gestionăm lucrurile alea. Și de regulă avem nevoie de un timp să facem lucrurile astea. În situații ca asta în care suntem, nu ne confruntăm cu toții cu o pandemie care afectează toate planurile, da? E, dintr-o dată avem nevoie să găsim resurse să gestionăm un infinit de lucruri și un infinit de schimbări, toate în același timp și pierderea nu este o pierdere și multe lucruri care au rămas la fel, ci sunt multe pierderi mai mici sau mai mari care se întâmplă toate odată și cumva de unde scoatem toate resursele să facem față, să le gestionăm, să le acceptăm și să le integrăm în viața noastră astfel încât să putem să mergem înainte. Daniel Siegel vorbește în cartea sa cum se schimbă oamenii și cred că este una dintre cărțile cele mai importante în acest context și pe care cu drag aș recomanda-o atât psihoterapeuților și pentru activitatea lor clinică în cabinet, dar și oamenilor care vor să se cunoască și care vor să se să se autodefinească în acest context. Și mă gândeam la partea aceasta de neuroplasticitate a creierului. Noi avem un anumit nivel de adaptabilitate oameni. Da. Și da. Foarte mulți oameni și mai ales cei din vârstnici din categoria, să spunem, vulnerabilă, au privit așa cu oarecare detașare tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Pe ideea oarecum naturală și firească. Dom'le, noi am trecut și prin foamete, și prin secetă, și prin războaie. Și în cadrul războaielor noi am pierdut soți, bărbați, am pierdut fii, am pierdut rude și multe alte lucruri. Și probabil că, să spunem, ei n-au fost chiar atât de speriați. Ori în momentul în care tu trăiești toată viața ca tânăr, să spunem, în jurul vârstei de 30 plus, 40 plus chiar, într-o zonă de confort, când cauți confortul aproape cu obstinație, da? Îmi iau o mașină mai frumoasă, mai elegantă, o casă mai mare, un televizor, un telefon, că tot vorbeam despre telefon, și multe alte lucruri care să-mi facă așa viața mai frumoasă și oarecum mai facilă, mai ușoară, iată, vine un astfel de context unde se suprapun crize peste crize și unde exact pierderile despre care vorbeai tu le resimțim. Și atunci mă întreb, cum putem schimba obiceiul sau modul de a ne adapta la astfel de situații prin intermediul creierului nostru? Și noi am mai vorbit că e vorba despre meditație, că e vorba despre psihoterapie, că e vorba despre rugăciune, că e vorba... fiecare cu ce rezonează. Cred că cel mai important în momentul ăsta sau ce mi se pare și susțin cumva foarte profund este ideea de acceptare. Ideea de acceptare existenței este un termen care mie îmi place foarte mult și cu care cred că rezonez în perioada asta foarte mult, care se numește pierdere ambiguă. În ideea în care
există, uite, de exemplu, multe dintre schimbările care se întâmplă acum, restricțiile astea pe care le avem, nu? Legate de faptul că sunt activități pe care nu mai putem să le facem, sunt oameni cu care nu ne putem întâlni, ei există, știm, sunt foarte aproape și cu toate astea noi nu putem să trecem de linia asta invizibilă cumva, da, de a ne atinge, de a ne apropia, de a fi împreună. Contactul fizic. Contactul fizic. Da, pierderea ambiguă cumva susține această idee că, sau modul în care aș putea o defini este că e o pierdere a ceva ce este prezent și în același timp nu este, adică fizic, persoana există, oprește-te, Iun. Fizic există, dar în realitate nu, adică ca să mă pot proteja, nu pot. Pierd contactul, un anumit tip de contact cu o persoană, uite, cum suntem noi astăzi, da? Ne vedem online, suntem în contact, dar în același timp noi obișnuiam să ne vedem față în față sau în exact. Momentul în care aveam astfel de întâlniri, era o altfel de energie. Este o pierdere ambiguă, adică am pierdut ceva, dar n-am pierdut cu totul într-un fel. Psihologic este o pierdere, da? Și majoritatea oamenilor se luptă cu ideea asta, da, pentru că confortul, comoditatea este promisiunea că dacă ne luăm mașina, casa, dacă obținem un anumit confort, noi o să fim bine, noi nu o să mai pierdem nimic. Da? Creierul nostru, în schimb, este pregătit să piardă. Acea neuroplasticitate este tocmai despre capacitatea noastră de a pierde niște lucruri ca să câștigăm alte lucruri. De la o etapă la alta, noi ne transformăm, dar orice transformare și orice schimbare presupune o pierdere. Orice trecere de la o etapă la o altă etapă presupune o pierdere. Nu în momentul în care, nu știu, ești bebeluș și treci la copilărie, de la copilărie la adolescență și tot așa, tu pierzi ceva, da, din lucrurile pe care le aveai sau le făceai sau dintr-un mod de a fi anterior pentru un alt mod de a fi. Dar pierderea aia e marcată, nu se poate altfel. Noi cumva am dorit să nu pierdem niciodată nimic și totuși să avem în același timp totul și de aici apare rigidizarea sau inflexibilitatea asta în care rezistența la schimbare este din faptul că ne este foarte greu să renunțăm la ceva ce deja avem pentru ceva ce ar putea să fie mai bine sau mai rău, dar oricum diferit. Și despre care nu prea știm multe lucruri. Cred că, de fapt, incertitudinea ne omoară, pentru că dacă cineva ar veni și ar spune viitorul tău arată în felul acesta și chiar așa se vor întâmpla lucrurile, probabil că vei avea o altă viziune sau o altă perspectivă asupra vieții, nu știu. Dar în momentul în care tu ești obișnuit, că vorbeam despre familiaritate, tu ești obișnuit, da, că părinții îți trăiesc, da, și te bucuri de ei, că ești într-o relație ok, bună cu soția, că ești într-o relație bună cu copiii. E, toate pierderile astea se schimbă ceva, ajungi în situația în care stimulii creierului aici funcționează. Tu de fapt te gândești, bun, cum va arăta viitorul meu fără persoana X sau fără persoana Y, mă refer la persoane dragi, sau dacă mi-am pierdut jobul, da, pe care, nu știu, îmi plăcea, nu-mi plăcea, era ok. Ce va fi în viitor? Voi da peste un job mai bun sau peste unul mai puțin bun, mai puțin satisfăcător? Deci cred că și zona aceasta de anxietate dezvoltată de foarte mulți oameni. Zona de anxietate ține foarte mult de lipsa noastră de încredere în propriul nostru creier, de fapt. Pentru că până la urmă, dacă e să ne gândim, și nu ăsta este, cred că, unul dintre motivele pentru care noi îl iubim pe Siegel și pe oamenii pe care el îi susține și cu care cercetează ce se întâmplă în creierul nostru, ce se întâmplă în creierul nostru în interacțiunile și în relațiile pe care le avem, este tocmai această lupă pe care el a pus-o pe cum funcționează creierul nostru și pe cât de multe resurse avem, de fapt. Că da, avem anxietate, avem pierdere, avem incertitudine, avem nesiguranță, toate lucrurile astea fac parte din viață, dar în același timp creierul nostru are nespus un infinit de moduri de a nu trece prin lucruri, de a transforma
dificultățile sau provocările pe care le avem într-o schimbare pozitivă. Nu în ideea în care totul este bine, dimpotrivă, în ideea în care suntem rezilienți și avem această putere psihică, în ciuda faptului că există atât de multe dificultăți. Drept urmare, da, o să mă leg de ceea ce ai spus legat de persoanele mai în vârstă care au trecut prin foarte multe lucruri și care poate nu au, au o uzanță în ceea ce presupune o viață dificilă sau o viață în care la un moment dat nevoile de bază sau supraviețuirea au fost cumva mult mai pregnante decât confortul, statutul, nu știu, viața profesională, pentru că pur și simplu au trecut prin greutăți, poate pentru noi greu de imaginat, dar din confortul zilelor noastre sau din accesibilitatea la anumite lucruri. Cu toate astea, ei sunt o dovadă a faptului că oamenii pot să treacă, să integreze, să supraviețuiască și să depășească niște lucruri, oricât de dificile ar fi fost la un moment dat în istoria asta, dar într-adevăr cu niște consecințe personale și psihice și emoționale destul de marcante. Uite, aș vrea să citesc o frază din recenzia cărții Cum se schimbă oamenii, neuroplasticitatea creierului în psihoterapie. Indiferent de orientarea clinică și de stil, psihoterapia reprezintă un proces ce se creează în fiecare moment între client și terapeut. Editată de doi psihoterapeuți, autori și editori de renume, Daniel Siegel și colaboratorul său Marion Solomon, Cum se schimbă oamenii explorează în profunzime complexele resorturi ale atașamentului, creierului, minții și corpului pentru a ne oferi o imagine cât mai completă a schimbării care apare în psihoterapie. Da, păi uite, vezi chiar că spuneai la început legat de importanța cumva unor resorturi, printre care este și psihoterapia în momentul ăsta, în ideea în care avem nevoie de orice tip de suport. În momentul în care există un șir nesfârșit de dificultăți și problematici, întrebarea este cât de multe resurse avem, unde sunt ele, cum putem apela la ele și cum le putem folosi astfel încât să echilibrăm puțin balanța în ceea ce privește cumva necunoscutul ăsta care ne sperie. Și când spuneam mai devreme de acceptare și de pierderea asta ambiguă, mă gândesc de fapt la tot ce înseamnă dincolo de pandemie, la tot ce înseamnă complexitatea de a fi viu într-un fel sau altul și nevoia noastră de a păstra undeva în atenția noastră psihică existența, nu, morții, schimbării, incertitudinii, lucrurilor pe care noi nu le putem controla și care ne provoacă anxietate. Și Daniel Siegel cumva pune foarte mult accentul pe ideea asta de a fi în prezent, însemnând, ok, acum ești viu, uite ce știe să facă creierul tău, uite cum funcționează, uite care sunt lucrurile care cumva sunt profund umane. Noi toți oamenii reacționăm așa în situații de anxietate sau uite ce se întâmplă în creierul tău când treci printr-un șoc, uite cum ai putea să gestionezi niște lucruri și de asta cred că el este atât de util și pentru oamenii care nu au nu au acces la psihoterapie sau pentru care psihoterapia poate nu este o soluție, dar psihoeducația este. Să citești despre tine, despre cum funcționează creierul tău, te poate ajuta să gestionezi niște lucruri și să înțelegi niște lucruri pentru a nu te lăsa copleșit cumva emoțional, să poți să folosești creierul în toată capacitatea lui, că neuroplasticitatea asta înseamnă că întotdeauna când o parte a creierului este afectată sub orice formă, există o altă parte care încearcă să preia din disfuncționalitate și să creeze un echilibru, să ne țină în viață și într-o viață funcțională și sănătoasă pe cât posibil.
Da, uite, interesant și văzusem un material cu un trainer, Paul Olteanu, care pur și simplu m-a impresionat apropo de ceea ce înseamnă neuroplasticitatea creierului și fazele în care a apărut, când a apărut, nu știu, parcă acum 300 de milioane de ani, creierul reptilian, da? Mă rog, folosit ca termen în terminologia psihoterapeuților în ultimul timp, la vremea noastră când am învățat, eu cel puțin, biologie sau anatomie, nu știam de creierul reptilian. Era creierul... Eu am învățat despre asta în facultate, care e mult mai recent decât când eram copii. Deci... Era creierul mic, da, sau cerebelul, și după aceea creierul mare, rațional, care a, creierul limbic, da, și creierul mare, rațional, neocortexul, care a apărut mult mai târziu în dezvoltarea creierului uman. O încheiere, ca un final, ca un mesaj pentru cei care ne ascultă, pentru cititori și pentru ascultători. Cum putem face față cât mai ușor sau, de fapt, cum putem gestiona cât mai echilibrat aceste momente de, cum le-ai spus tu, copleșitoare, momente de descumpănire, momente de... le-aș numi chiar de confuzie, pentru că în materialele cu alți invitați, cu alți psihologi, chiar vorbeam despre cei care, săracii din păcate, au trecut prin experiența COVID-ului, vorbeau despre ceea ce înseamnă deprivare emoțională, despre starea aceea de confuzie, că iată, o astfel de situație nu acționează doar la nivelul plămânilor sau nu acționează doar la nivel biologic, ci iată, acționează la nivel psihoemoțional. Știi că eu cred că am spus asta de multe ori în discuțiile noastre și fac referire foarte des la Viktor Frankl și la motto-ul care l-a ajutat pe el să supraviețuiască cumva în lagăr, care era: fă ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești. Care este un citat de Theodore Roosevelt. Dar dacă ar fi să, nu știu, să ajung la oameni cu un mesaj, din punctul meu de vedere este ăsta. Viața nu este ca înainte, n-o să fie ca înainte, normalitatea nu este idealul pe care noi ni-l dorim sau gradul maxim de... Noi de multe ori gândim normalitatea ca idealul la care ne gândim de stare de bine pe care am putea o avea dacă. Și pornim de la dacă, ca să ajungem, dacă o să am casa, mașina, dacă lucrurile o să revină la normal, dacă părinții mei nu s-ar îmbolnăvi, dacă copilul m-ar asculta și ar face la școală, dacă, atunci ce bine mi-ar fi mie. Și aș fi fericit. Și abia atunci aș fi fericit. Aș fi fericit pe lângă, asta deja e, dar măcar aș avea o viață bună, toate lucrurile ar funcționa. Însă, fă ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești. Ăsta este contextul, este... unul de incertitudine, este unul de confuzie, este unul în care probabil nici oamenii pe care noi îi investim cu autoritate, putere, nu știu, înțelegere, nu știu sau de multe ori încearcă lucruri care s-ar putea să funcționeze, s-ar putea să nu. Și atunci este important să acceptăm că situația asta există și să vedem ce avem, care sunt totuși din toată... nebunia asta, ce funcționează pentru noi. Poate să fie un lucru oricât de mic, dacă este meditația, dacă este rugăciunea, dacă este, nu știu, arta, dacă este terapia, dacă este un prieten, dacă este orice, nu știu, exercițiile fizice, ce funcționează pentru cineva. Plecăm de la ceea ce avem și de la ceea ce putem. Unde suntem în situația asta? Pentru că întotdeauna imaginația, fantezia poate să creeze scenarii infinite și posibilități infinite. Dar ca scenariile alea să devină realitate, plecăm de la resursele pe care le avem. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist.
Am vorbit despre neuroplasticitatea creierului, despre cum facem față pierderilor, despre felul în care se schimbă oamenii și bineînțeles că se schimbă, iată, și creierul uman. Cum se schimbă oamenii, relațiile și neuroplasticitatea în psihoterapie, de Daniel Siegel și Marion Solomon, o carte publicată în colecția Psihoterapia, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!